domnul Țepeneu, apoi încă o feminină din generația mai tânără de poete ale Oraviței, Paloma Octavia Catina. Domnul Gheorghe Țepeneu. Bună seara! Lui Eminescu, umil tu, te ascunzi în tine, te știi în viață trecător în durghinul suferinței și al mizeriei infame. Dar nu-i ceri un dram de până nimănui vreun ajutor, nici protecția de fuste ce-ți oferă atâtea dame. Tu în durghinul sărăcia traiului obscur mizer, îți creezi o lume nouă de iluzie firavă și te înalți pe albastru cer în slavă n-a minții tale navă. Tu aveți facla prinsă, candidă și atât de vie, te-ai născut în suferință, în dureri și nu în licee. Geniule, ce-n forme mândre turnași dulcea poezie, a ta lume fată șoarbă nu a avut nimic să-ți deie. Eminescule, tu dormi, te-ai ofilit, sărmană floare, suferința și durerea te-au pecetuit pe veci, dar iubirea ta e vie și etern, nemuritoare va trăi și va purcede prin avremilor poteci. Cădere în derizoriu. Acest popor de păstori, câți îmi stau sub privirii în amintiri, de la Dimitrie Cantemir la Nicolae Iorga și Nicolae Titulescu, de ce să lasă continuu dus de nas în necurmate rătăciri și nu urmează sfatul cel bun dat de acum un veac de Eminescu? De ce să lasă îmbrobodit un vrăjmaș potrivnic nației ostil în rătăcirea ce în mod sigur, fără de tăgadă, îl duce la rău, împins din spate de un conducător irresponsabil, minciunii tributar docil, ce nu pricepe că cade în capcană cu tot, cu el în cârcă, în hău. Ideologia.